Istoria semaforului începe undeva în Londra în anul 1868. În apropierea clădirii Parlamentului a fost instalat un dispozitiv de acest fel. Blocajele din trafic au fost o problemă încă înainte de inventarea automobilelor. Trăsurile trase de cai și grupurile de pietoni aglomerau străzile din Londra anului 1860. Primele indicatoare luminoase apărute în acea perioadă au avut un succes impresionant, simțindu-se nevoia de instalare a unui număr mai mare. O lună mai târziu, în urma unei explozii a uneia dintre lumini, un ofițer de poliție a fost rănit. Proiectul a fost clasat ca pericol public, iar toate indicatoarele au fost scoase din uz. După accident au trecut aproape 40 de ani, până când indicatoarele luminoase au început să fie din nou populare. Dacă vă întrebați când a fost instalat primul semafor în Chișinău, aflați că s-a întâmplat la începutul anilor 60, la intersecția străzilor Lenin și cu Gogol, pe atunci actual Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Bănulescu-Bodonii. Aproximativ 60 de ani, semafoarele reglează circulația în Chișinău. Nu știm cum funcționează, un lucru e sigur. Astăzi sunt indispensabile. Avem echipaje care duc zilnic și sâmbătă și duminică, sărbători, lucrările în oraș. La orice chemări care ne sună, poliția, noi întotdeauna intervenim, schimbăm graficile regimului lucrurilor, semafoare, după cum sunt cerințele. Distăruim ca toate obiectele să lucreze repede, să nu șadă ambuteajele în oraș. Când nu lucrează 2-3 minute un semafor, e gata, se face foarte mare ambuteaj în oraș. La ora actuală, în municipiul Chișinău, sunt circa 187 de intersecții dirijate de către semafoare. În spatele acestora se află o echipă puternică, care zilnic are grijă ca aceste dispozitive să funcționeze fără abateri. Cât mai bine lucrăm, cu atât mai rar suntem solicitați. Ne stăruim să lucrăm mai bine, în primul rând. S-au efectuat lucrări de schimbare a becurilor, becuri mai economii, care luminează și mai eficient, mai luminos. La punctul central de comandă este o hartă de care se conduce inginerul. Acesta monitorizează funcționarea semafoarelor prin intermediul panoului cu iluminare din spatele hârții și cu ajutorul calculatorului. Tot de aici sunt îndeplinite cerințele poliției rutiere când este necesară dirijarea operativă a semafoarelor. Noi avem punct central de comandă, dispecerat, cum noi îi spunem. Acolo sunt toate intersecțiile care el le vede. Când apare o defecțiune tehnică care sunt dirijabile, el deodată o vede. Deodată spune la echipajul de serviciu, ea care nu lucrează acolo, nu arde un semnal. La noi sunt multe obiecte care orice bec îl arată, în orice moment. Ei se uită, aha, ea care nu arde pieton. Băieții repede ies să fac. Fiecare echipaj au sectorul lui. Ei îmblă pe sector, de viață au venit, dacă nu schemări, îți duc, fac profilactică, schimbă becuri, controlează, să ne așteptăm sunete din altă parte. Siguranța în trafic este importantă, iar viața are prioritate. Acești doi piloni stau la baza proiectelor de modernizare și perfecționare a dispozitivelor ce astăzi ne oferă undă verde spre viață.